Partea a doua a emisiunii de astăzi Bucovina Sport și-a invitat așadar antrenorul echipei Foresta, domnul Florin Croitoru. Ne-am lungit așa un pic cu, cu povestea, dar știi cum? Se mai, se mai, întâmplă și, și chestiunea asta. Că dacă nu știm cu cine vorbim, mă, măcar așa la prima emisiune să povestim mai multe, știi? Pe, pe linia asta, că restul o să luăm în răspăr mai apoi rezultatele și jocul echipei și uh, jocurile din clasament, jocurile celelalte. Pentru că uh, dar oricum n-am încheiat pe, pe zona asta. Deci la Hușana Huș, Hush, când ai fost 2019 2020 în ianuarie că acolo am găsit. Era la momentul respectiv doamne erau toți extaziați. Cum cum titra cum titra presa la momentul respectiv Probabil stai, stai 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 că, că da. mi-aduc acum aminte Așa. Hușana. Stai că bă, era un titlu care mi-a atras atunci atenție cred că era pe Liga, Adon, uh, Pe Liga 2.0. Da. 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 Uh, vezi? Peste tot. Și atunci era la fel. Deci tu, fratele mai mare. Fratele lui Marius Croitoru, da? da Elogiat de FRF, unde antrenează, da? Uh, adică, Uh, și la, la momentul Hușana Huș, tot așa a fost. Uh, adică mai din nimic uh, s-a făcut o echipă competitivă acolo. Da, uh, am preluat echipa la finalul turului, uh -huh. a începutul pregătirii de, dintre cele două tur și retur. Am adus 2-3 jucători cu experiență, erau aceeași echipă cu care promovaseră din Liga a, a Patra. Aveam nevoie de 2-3 jucători care să. Schimbe un pic mentalitatea, că acolo asta a fost marea problemă a mea, ca antrenor, să schimb mentalitatea. Pentru că era o echipă mică, o echipă care se mulțumeau cu anumite rezultate. Eu, mie nu-mi place chestia asta, mie-mi place tot timpul să mă bat să câștig toate meciurile. Și atunci am avut nevoie de câțiva jucători cu experiență. Cel mai mare ajutor al meu a fost uh, Agrigoraie Petre fostul capitan al Miroslavei, cu care lucrasem împreună acolo și l-am adus la echipă. A fost, să zic așa, 50% din forța echipei. Ne duc aminte și acum când s-a lăsat de fotbal cu șase luni înainte ca eu să plec de la Hoșana, uh, Toată lumea a plâns, inclusiv domnul președinte, pentru că a însemnat foarte mult pentru clubul mm -hmm. ăla, el ca și jucător, ca și om. După aceea, doi ani și jumătate acolo, cu performanțe, spune eu, grozave. Să, primul an complet am terminat pe locul 5, al doilea an am, am pe locul 3 prin zând play-off-ul, lucru care vă dați seama în detrimentul Ceahlăului, Miroslave, echipe cu tradiție, cu mult mai mulți bani decât noi. Am prins play-off-ul, am terminat pe locul 3, am fost singura echipă care a bătut Dante. După aceea, în următorul campionat, am plecat la Dante, la fel și acolo am preluat echipa după patru etape. Aveam un singur punct și la finalul turului am terminat pe locul 4 la două puncte de locul 2. Din păcate, nu știu, s-a întâmplat o chestie de ordin administrativ, echipa s-a desfințat, nu știu ce s-a întâmplat, cu siguranță... L a promovat în uh, ceahlău, spun da. eu. <laughs> Asta s-a întâmplat, da. Da, dacă, dacă, nu se desfința Dante, eu îndrăznesc să cred că astăzi Foresta era în Liga a doua. Cu siguranță. Da. Și așa gândiți-vă foarte bine că la baraj, zic eu, i-am eu văzut amândouă meciurile, pe ansamblu Suceava a fost echipa mai bună și merita să promoveze. Bun, acum la, fel am văzut și eu, dar eu pot fi acuzat de subiectivism nu, când văd lucrul ăsta. Eu atunci eram în tribună, dar, dar, dar la ce am văzut atunci, spectator. adică meciul, că și ăsta a fost, cum să spun, e important unde joci finala. A, la noi, dacă... prima finală, am jucat-o acasă. Bă, n-a vrut să intre mingea în poartă. Știu, am văzut meciul, am spus, am fost la da. meci. În retur, Sebin, Nikita a ratat acel penalty în ultima fază din prima repriză. Cu siguranță, dacă se intra cu 1-1 la pauză, altfel ar fi stat lucrurile. Clar, cu clar, siguranță. Clar. Și atunci a contat Dar, foarte știi mult cum, Nu l-aș acuza pe copil. Adică nu nu de acuzat, se poate uh, întâmpla uh, oricui. N exact, adică. Uh, Zilele trecute, dacă îmi permite să vă întrerup, uh, am văzut un filmuleț uh, foarte interesant despre jucătorii români care au ratat penaltii cu Suedia. La da. Mondial din 94. Da, da. În același filmuleț erau și jucătorii care italieni care au ratat în finală da. contra Braziliei. Deci îi enumerăm Roberto Baggio și Baresi pentru Baresi, Italia, da, e, da. cum îl cheamă Belodedi și uh, Dan Petrescu, nu? Parcă Parcă uh, nu. Dan Petrescu a ratat? Parcă. Da. Parcă nu. Dar știu că Belo nu mă așteptam, că bătea excepțional. Adică... Eu așa am văzut, dar în fine, dar e posibil să mă înșel. În fine, deci au fost niște jucători foarte importanți pentru fotbalul mondial și au ratat. Eu la asta vreau să mă refer mai mult. Da, da. E o chestie care e se poate loterie. întâmpla. E să loterie. Se hai, poate uh, întâmpla uh, o, uh, Da. Uh, dar uite unui copil care la vremea aia juca și rolul de under. Dar, cum să spun, normal că pe el desemnai să execute când copil care a fost atâta timp în loturile naționale, da? Corect? Atâta timp cât pe ce număr 10, da? Adică nu orice, în copil care, dacă nu greșesc eu, este sub contract cu echipa de primă ligă Botoșani, da? Da. da. El este sub formă de împrumut la Așa Suceava. Este un jucător care clar are veleități deosebite și care mai mult decât atât bate impecabil la, la antrenamente loviturile la 11 metri. A fost un ghinion, a fost o... A fost a... De proastă inspirație, așa eu vă numesc. Eu, da. că până la urmă alegi un col sau te uiți la portar, e o inspirație de moment. Sau dai pe centru porții, ca la Și Corect, tare și totul. Tare și pe tot poartă. E inspirație și asta. Fără moment discuție. de inspirație. Ok. Deci zici că ai venit, ai văzut meciurile, te interesa care e pulsul în asemenea meciuri sau, adică experiența profesională, unde erai anul trecut? unde ai terminat campionatul sau unde ai. Nu, după Dante, după Ianuarie, a ai avut pauză da, după Dante? Da, da, da. Deci, Dante, când anul trecut, pe turul campionatului, decembrie. până în decembrie, da. În ianuarie, atunci, în ianuarie când a da, fost. Am luat o, terminat. o vacanță pentru că mă simțeam după Suceav, după Huș, o echipă care tot la fel s-a desfințat, a urmat Dante. Am zis că iau o pauză, că mental nu, mă, nu, nu eram ok. Și am zis că până în vară îmi doresc tare mult să. Mă oprim să mă uit la meciuri. Și deci știi care sunt problemele cu care se confruntă Suceava? și da, Știi foarte absolut. bine că Dorin Goian, când a plecat, a arătat cu degetul acuzator, către conducere, că nu toată lumea a tras la aceeași căruță, că sunt probleme la Suceava. Uh, și Dorine de aici, din Suceava și crede-mă, beneficia și beneficiază oricând de, de, un sprijin suplimentar comparativ. Eu cred Sunt că tu ai simțit, ai fost primit 100. mult mai rece decât... Asta e, cum să vă spun eu, e o chestie normală. Eu nu o contest. Din contră, îl apreciez pe Dorin, tot timpul l-am respectat și ca fotbalist și ca om, ca antrenor la fel. Uh, am venit, știam unde vin, Știam după cine vin. Am considerat că în meseria asta trebuie să treci și pe momentele astea. Ca să te călești, să înveți câte ceva. E o chestie pe care la orice echipă te duci și vii după un antrenor. Or, tot timpul vei fi comparat cu... Și eu o chestie Uite, da, normală. Se mai, întâmplă, se mai întâmplă... Eu zic ce, ce am văzut mie. Spre exemplu, mi s-a părut că uh, ai preluat o echipă uh, bine formată, bine așezată în teren. Corect, așa este. Din păcate, s-au pierdut câțiva jucători importanți. Din păcate, s-au pierdut câteva săptămâni de pregătire pentru că am rămas din vechea gardă, cred că tu sunt în În momentul în care ai, făcut, ai avut acea declarație, domnule, care eu ți o reproșez. De deci, ce acea declarație, domne ne pregătim un an, doi ca să promovăm? Uh, nu, Suceava nu mai are răbdare, din păcate, Corect, cu chestia Din păcate, asta. pentru mine. Uh, nu a fost apreciat foarte tare acea declarație, numai că eu la vremea respectivă am vorbit în, cum să vă spun eu, ca un antrenor care a luat o echipă nepregătită da. și să nu pun o presiune în plus pe jucători, pe toată lumea, am considerat să ofer acea declarație. E clar că toată lumea, eu știu că toată lumea... Dar și tu îți dorești primar, promovarea până adică la, la raiba, Exact, până la ultimul jucător din lot ne dorim promovarea. Gândiți-vă că suntem cea mai tânără echipă din campionat. Noi, la ora asta, ca medie de vârstă, suntem cea mai tânără. Mulți spuneau de cei de la Bacău, cei cu care am făcut un 1. Dar oamenii de acolo au 6 jucători care patru 4 strecuți de 30 de ani. Uh -huh. Noi, cel mai vârstnic jucător este Toma Niga, care e 97 născut, are 26 de ani. Următorul oh -oh. după el are 22 de ani. Cel mai bătrân după el. Și după aia vin toți copiii de 2002, 2003, 2004, 2005. Deci suntem o echipă tânără și Uh, cum să vă spun eu, pe scheletul echipei vechi de anul trecut, au aducând și câțiva copii noi, zic eu că am creat așa o echipă cât de cât să, să facă. Dar nu e cât de cât, pentru că dăm dă voie să spun așa. Uh, odată, mie ce mi-a plăcut la echipa asta care că a ori de câte ori a fost condusă, cel puțin pe teren de de. propriu, deci n-a avut nicio problemă în a, a reveni. Uh, ba chiar. Uh, Ultimul meci cu, cu, cu Miroslava, da? Deci, minutul 3 era deja 1-0 pentru Miroslava. Bine, pe, total uh, invers decât cursul jocului din primele 3 minute, Așa adică nu, nu discutăm de, de altceva. Uh, dar uh, în limbaj fotbalistic, le ați dat terenul în cap Da. Da, se întâmplă. Că, eu știu, au fost un pic, zic eu, Prea încrezător că o să câștige aici. Ne-au tratat un pic așa mai de sus și băieții au avut grijă să-l arate că nu trebuie să ne trateze așa. Este echipa care a nu trecut atâna pe primul loc. Suntem echipa cea mai bună din punctul meu de vedere. Dacă avem anumite probleme, este pe viteza de joc, anumite tranziții pozitive, negative de joc, o circulație mai rapidă a jocului. Aici sunt lucruri care vreau eu să le avem în plus decât ce avem acum și atunci aș putea să spunem că suntem ok. Mai devreme am spus cât de cât. Da. Din cauza asta am folosit cuvântul ăsta. La mine problema e, tu vezi problemele astea, mie mi se par că astea sunt corectabile și sunt rezolvabile. Corect. Iar ca ochi de antrenor nu ai, nu ai nicio problemă. Eu, am în schimb altă, altă chestiune, pentru că pentru mine a fost așa un șoc când am auzit că meciul de la Rădăuți, un meci care iarăși îl consideram foarte important în această economie, pentru că aici aveam clar um, un, um, un reper. domne unde suntem acum cu uh, fotbalul, cu pregătirea? Noi la meciul de la Rădăuți uh, nu a jucat nici uh, Cica, nici, uh, nici, nici Samson, nici uh, da, Carimea. Ce s-a întâmplat? Ceva care... Ceva care nu ține de fotbal, din păcate. Adică, ba da, ține și de fotbal legat de partea financiară. Au considerat că, eu știu, mental nu sunt pregătiți pentru jocul acela, pentru că au fost câteva întârzieri la salariile lor. Că... Acum ne oprim aici. Deci, la... În viața ta, pe unde ai fost uh, peste tot, au fost tot timpul banii dați în fiecare zi, așa cum scrie? Nu au mai fost întârzieri și în alte părți? Deci eu la Huș, dau un exemplu, Da. am prins play ul cu jucători neplătiți de șase luni. Uh -huh. Ok, bun. Închidem uh, paranteza. Da. Cu alte cuvinte, vreau să scot în evidență că, că nu doar și la alte noi locuri, se întâmplă da. lucruri Numai în că știți ce se întâmplă... Depinde foarte mult de caracterul jucătorului în momente de genul ăsta. Înțelegeți? De caracter, de, cum spun, spun eu, de răbdarea lui. Că poate el ca și om, ca și caracter este un super ok, numai că răbdarea face parte dintr-un din viață, un moment pe care noi ceilalți nu-l putem controla la un alt om. Și atunci dacă răbdarea lui mentală nu a mai avut eu știu, s a ajuns la o limită, s-a simțit destul de încărcat și au preferat, preferat să nu joace. Da, uh, a fost e, o pierdere că... mare pentru noi la meciul ăla, lipsa celor trei jucători. Dar mulțumesc celor la băieți care au intrat și au făcut-o foarte bine. Nu am pierdut jocul, a fost foarte important să da, nu pierdem. Până pierdut. la urmă e plus 1 la adevăr. Corect. La fel cum e și, și meciul de, 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 de vineri, de ieri, da? că da. vineri s-a jucat cel meciul de la Bacău. Tot așa e plus unul la adevăr, dar eu consider că am pierdut două puncte acolo. Așa deci am, am înscris prin Marian Ilie minutul 30 și 30, 30, parcă, parcă. parcă. Da. naibii, n-am înțeles care a fost faza, nici n-au vrut să-l transmită. Că de regulă știu. ce cu religia sportului, transmiteau da. pe YouTube. Eu aveam o variantă. Nu, de asta. nu am înțeles nicio. Că au venit înainte de joc la mine, mi-au zis că sunt în construcții, că se vede urât, că cei de la Dedema nu au vrut să. cei care conduc clubul. Da. Au spus că nu le dă voie să filmeze, că sunt în construcții și să-l vedea urât. Eu am zis, bă, dar filmând într un unghi în care să nu se vadă ce construiți voi, să vadă doar ce aveți frumos aici. N-au vrut, n-am înțeles de ce. Și până la, la urmă lor. nu vă supărați, dar noi vrem să ne uităm la fotbal, la fotbal nu la nu, construcție. La, C, exact, da, da. la construcția jocului. Corect. da. Asta era o... A fost un meci în care prima repriză, să zicem, puteam să facem 2-3-0 foarte ușor. A doua repriză, după un început de 10 minute bun, am pierdut controlul jocului. -am, eu știu pe ce bază am pierdut acest control, din păcate și am luat gol la primul șut pe cadrul porții și singurul spre poartă, dacă nu mă înșel. Foarte dureros și mântul 86. Adică nici nu mai era foarte mult la dispoziție exact. să... Dacă eram acasă, de aproape, aproape uh, garantez da, că, 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 că dorceam. Da. Acolo și rezultat. condițiile de joc au fost diferite față de ce suntem neobișnuiți. Terenul mai îngust, o teren sintetic, unde mingea are alt efect, nu e o scuză doar că sunt lucruri care da, contează nu e o scuză, da, eu l-am prins la un moment dat într-o într emisiune, atunci mi-a mi intrat foarte, în clar, foarte clar în cap următorul lucru ceea ce a spus Mircea Lucescu până la urmă cred că e cel mai cel mai titrat antrenor Fără român pe care, pe care l aveam nu sunt fan Mircea Lucescu dar evidențele trebuie să le, să le pun și a spus așa Domnule, fiecare detaliu contează. Așa este. Deci, orice meci uh, este compus dintr-un dintr puzzle de detalii. Uh, inclusiv ce a făcut jucătorul cu o seară înainte de meci, cu o seară înainte de noaptea de înainte de meci, adică cu două zile înainte, ce a mâncat. Detaliile inclusiv foarte La importante. funcție de nivel ajungi la asemenea detalii. Sunt foarte importante, credeți-mă. Și vă spun și de ce. Dau un exemplu. Cu zi înainte de meci, mănâncă paste cu sos roșu. Și mi-a și un cola, că așa sunt toți copiii, și se strică la burtă. Și a doua zi vine și spune că n-a dormit toată noaptea, că a stat pe... Și atunci trebuie, să, re... da, trebuie să regândești tot, trebuie să reconstruiești echipa altfel, sau să mergi pe mâna lui și să îți dorești sau să te rogi că o să fac un meci bun. Sunt multe detalii pe care, atunci când ești fotbalist, țin doar de tine. Că tu trebuie să ai grijă de tine. Când ești antrenor, nu mai depind toate de tine și tu depinzi de anumite chestii care nu, nu le poți asta, controla. Din punctul ăsta de vedere, bun. Meciul de la meciul de la Bacău, dacă cum spui, domne, s-a jucat pe sintetic, pe ce o mai fi, e, e ok. Când a început campionatul ăsta, și acum să mă și explic când a zis că mie mi se pare seria anul ăsta mult mai slabă față de ce a fost anul așa trecut este. văd că și tu cu mai mulți oameni cu care discut toți îmi spun același lucru Doamne, adică mă uitam eu consider că la ora actuală foresta e undeva la 70 80 din potențial eu cam așa, o, cam așa o percep mă bucur Sincer, eu uh, le-am spus cu, și băieților. Cu acest 70% din potențial, văd că le e la îndemână să treacă cam de rău orice echipă din, din serie. Eu zic că le-am spus și băieților. Uh, fizic suntem cam la 75%, mental suntem cam la 65%. Deci, să, bă, uh, amândoi da, că avem cumva. Dar mentalul contează încet, da, foarte mult. Oh, și da. Am. Foarte mult Cu foarte mentalul, Partea faină la mental E că poți să te duci și la 120% 100% da adică, Poți trece ai, de pragul ăsta Lejer da. uh, Ori din, din perspectiva asta spun, Adică mie mi se pare că Anul ăsta e un culoar extraordinar de bun uh, pe, pe ceea ce înseamnă Potențială promovare Care potențială promovare a rezolva și problemele Financiarele echipei Pentru că uh, eu, eu te-aș putea întreba, dar tu știi de ceva, de aducere de investitori, că mai ai timp de să, să te interesești de lucrurile astea sau, sau măcar ți se mai comunica? Da, din păcate lucruri care nu trebuie să le fac sau nu trebuie să le aflu. Eu trebuie să le afli, să, să te interesezi da. de ele, pentru că jucătorii pe mine mă întreabă, că ei stau zi de zi, ce se întâmplă, cum se întâmplă și eu trebuie să știu și eu cât de cât să pot transmite mai departe, pentru că... De aici vine liniștea sau da e mare atingerea obiectivului că nu se deci mie din punct de vedere sportiv spun sincer mi se pare că putem. Da, și eu zic la fel. Da? Deci Fără clar probleme. putem termina campionatul turul ăsta de campionat în, într o poziție confortabilă iar după aia cu gânduri de promovare, cu aducerea încă câtorva jucători pentru a te, cum să spun eu, La să te consolida. să, -ți, să -ți consolidezi da? să se să ți asiguri un parcurs uh, uh, dublajul pe anumite posturi ca să de, fi independent de acele inerente accidentări, cum au avut anul trecut cel puțin, Corect. și accidentările au cântărit extraordinar de mult pe, pe final de campionat și pentru finală, pentru, pentru ceea da, ce. Sunt de jucători foarte importanți și Karime și Cica. Da. Jucători A, care Ne mai punând ca anul ăsta, mai e o chestie. A doua cea mai bună echipă care nu promovează, funcție de rezultate din timpul campionatului va promova. Nu. Nu? Nu. Eu așa am auzit. Nu. Deci, încă o echipă din cele patru care vor pierde finala. Deci, da, o fi echipă finale. din cele patru care nu, vor pierde cele finala. din cele cinci? Din cele cinci. Așa. Cele mai bune patru clasate în meciurile de baraj. Da? Doar în meciurile da. de baraj? Așa se aude, nu s-a dat niciun comunicat A. oficial, așa se aude cele mai bune patru echipe vor juca încă o semifinală și o finală. Uh -huh. Și abia după aia poți promova. Doamna, adevărul că m-ai tâmpit modul de există. promovare, eu n-am văzut. Nu. Adică mi se pare absolut Exist. oribil. Eu, de exemplu, dacă ar fi fost după mine, nu sunt eu în măsură să dau. Da, nu suntem buni da. nici. Aș fi făcut tot pe sistemul ăsta, să zicem așa, cu grupele astea de 10, aș fi unit două grupe, aș fi făcut din 10-5, de 20 de echipe. Aș fi jucat tur de tur și aș fi oferit posibilitatea echipei campioane să promoveze, așa cum este normal. Fără aceste baraje, fără aceste semifinale, fără acest pentru că Ca să nu mai spun că, din punctul meu de vedere, mi se pare că și Liga 2 ar trebui, pe dacă nu total. pe 3 serii, cum era înainte, dar măcar pe 2. Da, și două, dar gândiți-vă că la ora asta, în Liga 2, sunt în primele șase echipe, chiar nu, săptămâna trecută înainte, da. Uh, sunt șase echipe care ar plin play off ul și din șase trei n-au drept de promovare. Asta e altă aberație. Măcar fă din prima. Voi poate să promoveze oricine sau pot să spui, domnule, echipele care prind play off și nu au drept de promovare, joacă în play-out și următoarele trei sau echipele clasate cel mai bine vor intra în locul lor. Pentru că nu mai există spiritul ăsta al competiției. Când ăla știe că el nu mai trage degeaba, nu o să mai tragă. Și atunci alea trei și-au asigurat deja locurile de promovare, două și una de baraj. Și atunci se duce lucrul ăsta de competiții, lucru care nu e ok, părerea mea. Deci, de revenim. Da. Că fugim așa într-o parte, într-alta. A început campionatul, rezultat, 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 adică a fost câte primul meci la Bacău. Da. Deci am mai zis. Nu, am la Bacău, la Vasului. la Vaslui. Păi nu, că am jucat. Prima etapă că, a fost. Nu, dar asta, e, asta e chestia care pe mine mă, mă, dărâmă, dar pe de altă parte mă și uh, <gătă -i> mă uit în jur și prin curaj. Uh, deci am deplâns faptul că noi în permanență am avut trei echipe din județ uh, și nu, aveam, nu reușeam să facem o echipă cu care să promovăm în Liga a doua. Uh, dar mă uit la Bacău și prin curaj, ei au trei echipe în același oraș, da. din oraș care uh, să. Uh, dar dacă nici acum nu profităm de momentul ăsta, la anul, nu mai pupăm chestia Corect. asta. Eu n-am înțeles-o nici aici, nici la Bacău, ar trebui cumva toată lumea... Bacău, dacă mă uit bine, au făcut chestia asta, din două echipe, din Aerostar și uh, CS Dinamo, CS Bacău, că CS. a chemat Dinamo da. în trecut. Uh, au făcut două echipe. Și atunci au făcut din două echipe, au făcut o, o, echipă o echipă și cumva, eu știu, ei au vrut și își doresc cumva să promoveze. Dar au, au avut ideea asta. Asta e cel mai important. Că au avut ideea asta. De a face din două una. Aici la Suceava, din păcate, sunt trei echipe care fiecare are ca obiectiv să nu noi. Celelalte două echipe nu vreau să jignesc pe nimeni de acolo, nu vreau să supăr pe nimeni, dar cred că obiectivul lor tot timpul l-au arătat este să bată Suceava și cam atât. Bine, în afară de a prinde play-off sau să-și atingă obiectivul de da, clasă, da. dar cel mai important obiectiv era să ar fi să bată Suceava. Așa o văd eu și așa am văzut-o și în anii trecuți, nu neapărat acum. Adică am că noi, am venit noi, mai și... Ne-am uh, ne bătut cu da, Adică și să... când eram da. adversar știam da. unde joacă Suceava. Are la Rădăuți, da, e clar, are meci greu. Ne-ar putea ajuta pe noi în un meci, un rezultat acolo greșit al Sucevei. Dar, la urmă, fiecare echipă da. are dreptul de a alege momentele, să facă ce crede că e de făcut. Și respect pe toată lumea și pe cei de la Rădăuți. Îi cunosc pe cei de acolo, deci, pe cei de la Falticeni. Noi acum, din punctul meu de vedere, spuneam că am mers șnur de când a început campionatul. Am avut aceste două sincope, ambele în deplasare, deci puncte câștigate, dar n-am reușit să câștigăm meciurile. Și de, de, sâmbătă, da? de sâmbătă, da? când mă uit în clasament, hopa, a trecut Bacău în fața noastră. Da. Stai mă, dar erau mai în urmă. Da. Datorită retragerii celor de la Darabani, Mi s-au luat 3 puncte și nouă și celor de la Rădăuți. Cei mai câștigați fiind cei de la Bacău, că ei au făcut egal în camp, când au jucat. i au, da, au pierdut. Au pierdut două puncte. Au pierdut da. două puncte, le-au luat doar un singur punct. Noi mm -hmm. ne-au luat trei și lor un singur punct. Și atunci eu au avut de câștigat. Da. Au trecut în fața noastră. Am fost ieri la joc, au avut ieri alarte la Miroslava. Era bun un egal acolo, da. cu toate că au câștigat, au câștigat 1-0, da. cu toate că eu și așa, după cursul jocului, cam acolo ducea către un 1-1 sau 0-0. Nu mi-a ieșit pronostricul, dar avem șansa să-i batem un meci direct sâmbătă și ne dorim să facem lucrul ăsta. Cu toate că este una dintre, sau poate cea mai matură echipă din campionat, cu jucători cu experiență, jucători cu mulți ani la nivelul ăsta. Cunosc foarte bine seria, adversarii și va fi un meci foarte dificil. Da? Eu am încredere în băieții noștri că vor face tot ce ține de ei să câștigăm acest joc. Da, din informațiile pe care le-am, plățile sunt, adică salariile primele sunt la zi sau foarte aproape? Știu că se fac eforturi foarte mari să, să se plătească și salariile primele sau mai dat din ele. Uh, nu, adică, întrebarea mea uh, e următoarea. Sunt, uh, Ai liniște în vestiar acum? Uh, sunt câțiva jucători care nu au primit sau urmează să-și primească salariul pe luna iulie. Să pe luna iulie sunt restanțe către unii jucători. Iulie? Și, iulie, da? Sunt șapte sau opt jucători. Eu? Da. Cei vechi, iar ceilalți. Eu sunt sigur că din câte știu și din câte am văzut și din câte s-au făcut, urmează să, să se rezolve cât mai repede toate situațiile. Aici vreau să mulțumesc și domnului Lucescu de la Tarsin care a avut în ultimul timp așa o implicare plăcută către echipă și ne-a dat așa un pic de liniște, contează foarte mult și pentru băieți și pentru noi și sunt sigur că dacă lucrurile se vor aranja și va veni și dânsul mult mai aproape de echipă, împreună cu cei de, de acum, care sunt la echipă, vom putea face lucrurile să meargă, să ne atingem obiectivul. O la urmă, să scopul comun. Ce știi de, de conturile pentru finanțare, ai. Astea sunt lucruri care, sincer să vă spun, vilași, chiar nu le înțeleg. Nu le, nici nu le înțeleg și nici nu m-am băgat în ele pentru că nu. Înțeles. Nu sunt mâncărica mea, nu-i treaba deci, mea. am pus întrebarea, știi cum, da, că în caz eram... de treba, mă întrebau, întrebau da. telespectatorii când așa pe dar de ce n-ai da. întrebat de? Corect. Pentru nu că... știu și nu, nu e o chestie care no, să eu nu, Eu emisiunea asta mi-am propus-o exact pe, pe partea sportivă și cred că mi-am atins subiectul. Am să te las pe tine să faci invitația pentru telespectatorii noștri pentru sâmbătă, ora... Aren, da. Vă mulțumesc din suflet pentru susținerea de până acum. Mi-aș dori tare mult ca pe viitor să vină cât mai multă lume la stadion, să susțineți echipa așa cum știu că o puteți face. Sâmbătă ora 15 va începe meciul, un meci foarte dificil în care vom avea nevoie mare de, de aportul dumneavoastră în tribune și de susținerea totală. Vă mulțumesc! Și eu îți mulțumesc, Florin, pentru prezența în emisiune. noastră, să stimați pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.